Scăli, 90% casate. 3, 2, 1, atingi scurt, avem toate motivele să ne așteptăm la o partidă cu rezări tehnice. Conducu recuperează aici, contraatac periculos al oaspeților. Conducu șutează, aici la Roman Benzar, de la Mitici, Jucur. Jucur așteaptă un caragiri coleg, până la urmă pasează pentru Conducu. Foarte mobil, e însă pe Andreea. Acum centrează puternic. Acolo la poliția Răcică Hagi povestea italianul ca o pânză. Oricu vine la Jucur, pasă pe Conducu. Conducu pasă prea slabă către Mitriță. La central încearcă să pute oaspeții. Este Jucur pentru Conducu. Rătăcit Oricu de lase, poate lângă drum pe care i-am din prima parte a sezonului. Conducu la marcatori, e vorba de Petre.
foarte bine al lui Busoi. O Ducu. Pentru de care o Ducu se întoarce în sân. Nu poate rezolva de unul singur această fază. Oi, oi, cu o scurmeșcător al Brașovului și al Rapidului. Aici un șut. Apoi o Ducu îl centrează periculos către Gerard, dar Bel reușește să respingă ieșenii. Din această repriză secundă. Recuperarea lui Ducu, foarte bine.
caută soluții, pierde aici. Iată recuperarea Iașului, foarte periculoasă, apar variantele de cotă. Recentrez în fața porții lui Gahovan. Oca Cetanțe nu a reușit. Acum o ducă până acum pensie. Centrarea lui Enes. E un ducă, o mișcă de capa incendianului. CSMS și echipă recunoscută pentru tocmai când Vinicio Botariu a antrenat pe CSMS și în septembrie 2012 văluie Bătic. Centrarea ajunge la o ducă, este cu spatele la poartă, mică scoate pentru Pele, trage Pele!
Chiezzo vine, vine di spate con Lubovic, apoi un Ondupu, fa più un contrattacco in 3 contra 6. Sciutul dei giocatori rapidului. No, no, stavolta se decât până la finalul sezonului, dar a scăpat. Iași atunci, o punte deasupra rapidului. Boicu, Ondupu din prima, Boicu are culoare, centrează destul de bine. De bună augur, Iași nu poate reprezenta un model despre cum să restructureze o echipă. Crețu are culoare de șut. Ondupu își face de unul singur această minge, lasă până la urmă la fund. Crețu pentru Ondupu din prima, Crețu accelerează în zonă centrală. Din nou Ondupu avansează, Oriol intervine însă foarte bine.